În perioada 22-24 iunie s-a desfășurat examenul de evaluare națională la care s-au înscris peste 1800 de elevi din județul Călăraș. Contestațiile la evaluarea națională vor fi soluționate între 30 iunie și 4 iulie 2021, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 4 iulie 2021. Mai multe amănunte primim de la inspectorul școlar general Raluca Maria Caraion. Câți elevi s-au înscris la evaluarea națională? La nivelul județului Călăraș s-au înscris 1861 de elevi la examenul de evaluare națională. Care este procentul de promovabilitate la nivelul județului? 65% este procentul în acest an. Și comparativ cu anul 2020, rezultatele sunt mai bune? Din păcate, cu 2% am scăzut, nu numai noi, și alte județe. O să facem o analiză asupra acestui lucru. Ne gândim să insistăm pe activitățile remediale cu care Ministerul ne sprijină. O să mergem în școli, în unitățile de învățământ care au gimnaziu și cu siguranță vă vom prezenta și măsurile remediale după ce le gândim. Vă gândiți probabil că și din cauza perioadei acestea, pandemia și... Cu siguranță ne gândim că ar fi, eu ca și profesor de matematică, cel puțin pe disciplina pe care o predau, aș gândi și faptul că ei sunt generația pe noua programă școlară, pe nou tip de subiect. Acum, vedeți, cel puțin la matematică fiind 70% grilă, grila, subiectele de tip grilă sunt niște item semi-obiectiv și atunci poate și din cauza noii structuri de subiecte, dar cu siguranță și perioada dificilă prin care am trecut și sistemul online i-a afectat puțin. Oricum, cu siguranță vă vom comunica într-o conferință de presă viitoare, după ce ne întâlnim cu colegii și avem câteva ședințe de lucru, vă vom comunica ce măsuri gândim. La examenul de evaluare națională s-au înregistrat probleme cu elevi eliminați? Nu. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat. Nu am avut eliminații. Urmează acum bacalaureatul. Da. S-au desfășurat deja primele probe. Despre ce probe este? Da. Prima probă de limba și literatura română a avut loc luni, 28 iunie. Aș putea să vă spun, de exemplu, la momentul acesta, prezența elevilor. Da, da. Și imediat am să vă spun, s-au înscris 1452 de elevi, însă înscrierea acestor 1452 la toate probele de bacalaureat, știți că unii dintre ei pot da decât proba la care au picat în sesiunea anterioare. La prima probă am avut prezență 1275. La a doua probă 1349, iar astăzi deja avem prezența confirmată 1322. La aceste probe deja susținute au fost situații speciale? Elevi eliminați? Din păcate, da. Examenul de bacalaureat și în discuțiile cu Ministerul este definit ca cel mai complex examen național pe care îl desfășurăm la nivelul județului și la nivel național și am avut un eliminat chiar la prima probă luni. Ce se întâmplă cu cei care sunt eliminați, ca să știe pe viitor dacă vor să mai încerce și alții? Conform metodologiei, eu vă pot vorbi despre sancțiunile pe care le aplicăm noi. Conform metodologiei, două sesiuni nu mai pot participa, însă nu vreau să detaliez foarte mult, dar știm cu toții că ne confruntăm la nivel național cu aceste, nu știu, n-aș vrea să le spun neapărat tentativă de fraudă, dar tentativă de furt, ca să spun așa. Sunt și la vârsta la care nu realizează urmările și poliția poate să ancheteze o astfel de situație și așa s-a întâmplat și la noi, adică să meargă o anchetă în paralel. Noi l-am sancționat prin eliminare din examen. Care sunt condițiile, eu știu dacă sunt niște condiții speciale la examene, cum intră elevii,
ce trebuie să știe pentru probele care urmează? Sigur că respectăm în continuare ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății. Ne-am mai relaxat puțin cu condițiile și cu restricțiile, însă cu siguranță că respectăm. Chiar înainte, cu două săptămâni de începerea examenului de bacalaureat, am avut ședință, o videoconferință cu directorii de licee. Încă nu știam centrele de examen și i-am rugat să respecte ordinul comun, să se asigure că sunt marcajele în curte, că intrările sunt separate de ieșiri, că accesul se face în condiții prevăzute de ordinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației. De asemenea, pe parcursul instruirii președinților comisiilor din centrele de examen, am discutat și am accentuat faptul că restricțiile se respectă cu strictețe, purtarea portul măștii, folosirea dezinfectanților, ținem constant legătura cu președinții de comisie și în cazul în care rămân fără aceste materiale, avem rezervă în Inspectoratul Școlar Județean și le trimitem imediat. Când se vor afișa rezultatele finale? Aș putea să vă spun chiar un calendar, îl avem postat și pe Facebook. Probele, după cum știți, anul acesta sunt în zile consecutive, 28, 29, 30, iar pe 1 iulie este limba și literatura maternă. Pe 5 iulie este ziua în care se vor afișa rezultatele și este și prima zi de contestații, deci undeva între orele 12 și 18 se pot depune contestațiile imediat după afișarea rezultatelor. 6-9 iulie este perioada în care se rezolvă contestațiile, iar pe 9 iulie se vor afișa rezultatele finale. A doua sesiune de bacalaureat începe pe 16 august 2021.